Falsuri în documente oficiale, furt din arhivele statului, amenințări cu moartea și coruperea unor funcționari publici. În România, samsarii imobiliari nu se dau înlături de la nimic atunci când pun ochii pe terenuri și clădiri valoroase care ar trebui înapoiate moștenitorilor de drept. E o mafie prosperă care în 20 de ani a reușit să facă miliarde de euro pe spatele unor oameni naivi sau neinformați. Iar păgubiții sunt atât de speriați de influența samsarilor încât le e teamă să vorbească public. Pentru că, nu de puține ori, din această mafie fac parte chiar cei care ar trebui să investigheze fraudele imobiliare. Nu departe de Galați, în orașul Târgu Bujor, se întinde pe 300 de hectare unul dintre cele mai bune terenuri din județ, fosta moșie a familiei Pastia. Confiscat de comuniști, el a fost deschis spre retrocedare după Revoluție, numai că vreme de 20 de ani nu l-a cerut nimeni. Apoi însă, terenul foștilor boieri a devenit un adevărat câmp de bătălie pentru personaje versate care au avut timp să învețe cum să dea o lovitură. Povestea începe în anul 2010, când un român austriac descoperă că e moștenitor al familiei Pastia și îi face o procură unui agent din Ploiești, însărcinându-l să se ocupe de avere. Au împuternicit familiile să vând, să fac absolut tot. E făcut aici în țară, procura, ca să nu fie... Asta e important, că trebuie să fie... Ăla e austriac și are 70 de ani. Dacă nu insista, nu era. Domnul și-a făcut el toate actele, toate demersurile... Nu, eu am făcut tot. Mai precis, agentul a investigat cazul și a aflat două vești. Cea bună era că, pe lângă teren, familia boierilor Pastia mai avea 25 de apartamente și două vile în zone foarte scumpe din București. Vestea proastă, că la toate aveau dreptul și alți doi moștenitori. Nemulțumit că împărțirea averii urma să-i scadă comisionul, agentul s-a gândit să-și facă un bine. A luat, deci, certificatele de moștenitor de la Camera Notarilor și le-a modificat de două ori. Mai întâi, astfel încât să reiasă că austriacul e unic proprietar de drept. Apoi a mărit în acte suprafața de la 300 de hectare la 800 și, cu noile documente, a ieșit pe piață să vândă cu profit maxim. Unul dintre cumpărători a fost un reporter în premieră. Ați putea să ne avansați un preț? 400 de euro pe hectare. 360 de hectare. 360, mulțumim. Cât ați spus? 400. 400. 224.000. Cu toate apartamentele aveți? Sunt 15 și cu 10, 25 de apartamente, deci două vile. Și 300.000 de euro tot. Deci ar veni totalul în 500.000. Din discuții a reieșit că noi urma să ne păcălim luând cele 500 de hectare inventate. Cele 300 reale fuseseră deja vândute de harnicul agent. Noul proprietar le cumpărase printr-un interpus. A preferat așa, afirmă agentul, pentru că e judecător și nu vroia să se știe că are legătură cu acest dosar care se mai afla încă în instanță. Procesul ăsta merge repede în sensul ăsta, că e judecat, precedentul creat. Au întâmpinat probleme, domnul? Nu. Care a cumpărat în Mângala. Timpă local acolo, cu relații și cunoștințe oameni. Și să nu fie direct. Să fie direct. Și a băgat ăștia în față ca să nu vadă cum se fac pe ei. E pasa lui ăsta, Mângala, și el a judecătorit. Ciudat, avocatul care l-a reprezentat pe agent a certificat cu semnătură și ștampilă autenticitatea documentelor false, deși nu văzuse niciodată actele originale. Mai mult decât atât, nici judecătorul de caz nu a cerut vreodată confirmare oficială de la Camera Notarilor și s-a mulțumit în instanță cu niște copii ilizibile și foarte dubioase. Nu sunt în măsură să-mi dau cu părerea despre măsurile pe care le-ar fi putut lua, ar fi trebuit să le ia instanța de judecată. Dacă consideră că unele copii nu sunt lizibile sau dacă are suspiciuni legate de veridicitatea acelor copii sau a înscrisurilor care au stat la baza copiilor, are posibilitatea să sesizeze parchetul. Dar nu s-a sesizat nimeni, iar dosarul cu vânzarea frauduloasă a moștenirii era cât pe ce să se încheie fără incidente. Afacerea a ieșit totuși la iveală acum câteva luni, când un consilier local a descoperit cu stupoare că pământul lui era pe cale să fie vândut odată cu averea boierilor Pastia, pentru că agentul din Ploiești și-l trecuse în documente. Mi s-a părut suspect în mai multe motive. În primul rând, dacă există un moștenitor, eu cred că ar fi venit de curiozitate măcar să vadă ce vrea să revendice. Plus de asta, era prea simplu, nu se vedea un om cu bani. Și nu vedeam ca cineva să
să-i dea vreodată așa o moștenire. Am încercat deci să vedem dacă nu cumva agentul a avut susținere de la cineva din primăria orașului și am descoperit repede că documentele măsluite purtau semnătura secretarei. Dumneavoastră, n-ați avut niciodată acces la dosar să studiați dosarul? Nu, mie de aici fost primar, mi-a interzis să am acces. E scris aici conform cu originalul. Cine a scris scrisul ăsta? Toate sunt conform cu originalul. A văzut cineva originalul? Da, e scris dumneavoastră, deci, da. De ce e scris dumneavoastră? Păi, adineori mi-a spus că n-ați putut să consultați dosarul. Deci, până la urmă, ați avut acces la dosar. Adică v-ați citat în dosar. Un fragment, am spus lucrurile pas cu pas, ați înțeles? Pas cu pas am aflat că numele de familie al secretarei apare și în alte revendicări din Târgu Bujor, iar fiul ei a avut el însuși o procură pe un dosar valoros în care se încerca recuperarea unui teren de 800 de hectare. Coincidență sau nu, în final, dosarul a fost cumpărat de același personaj care îl reprezentase pe judecătorul din Galați în afacerea Pastia. Contactată telefonic, secretara primăriei nu a vrut să facă niciun comentariu. Bună ziua, doamna secretară, Andrei Ciurcanu de la Antreniera. Da, și? Doamna secretară, explicați-mi cum a reușit fiul dumneavoastră să obțină o procură în dosarul de retrocedare pentru cele 800 de hectare. Nu o să vă răspund la nicio întrebare, la revedere. Doamna secretară, alo? După ancheta noastră de la Târgu Bujor, au fost depuse mai multe plângeri penale pe numele agentului din Ploiești, sub acuzația de fals în documente. Senin, omul mărturisește că a colaborat în afacere cu câțiva indivizi din București. V-am spus, eu m-am întâlnit cu cineva în Piața Presei Libere acolo. Au venit oamenii, mi-au spus că sunt în București, cunosc, că sunt în temă cu probleme de genul ăsta. Eu abar, n-aveam nimic. Deci nu dumneavoastră ați comis falsurile acelea? Eu acum vă aud de așa ceva, de falsuri. Astfel de rețele acționează în România de două decenii. Hoții vizează în special averi care încă nu au fost revendicate, după care fabrică acte prin care devin ei înșiși moștenitori, cu dreptul aparent legal de a vinde terenurile sau imobilele respective. Și toate acestea se fac cu ajutorul unor funcționari. Poate funcționari corupți, poate funcționari incompetenți, de prin primării, de la taxe și impozite locale. Gândiți-vă ce efervescență a fost cu listele de proprietăți naționalizate în statul român în anii 48-50. Foarte mulți bani. Poate nu mai vorbim așa ușor de sute de milioane de euro, dar de zeci de milioane mai vorbim. Bani plătiți de cumpărători neavizați care nu vor afla decât prea târziu că au fost păcăliți. Atât de bine sunt întocmite falsurile. Se obține hârtie. Dacă nu este veche, e cu aparență de vechime, mașini de scris s-o mai găsi, sau dacă nu scrii, trebuie să fie frumos caligrafic și bagă în arhivă și peste câțiva ani verifică actul respectiv și mai pune o ștampilă conform cu original. I-a dat aparență de original. Zeci de mii de moștenitori au fost furați astfel, alții își pierd averea după ani lungi de procese care îi extenuează și îi sărăcesc, așa că ajung să vândă dosarele pe aproape nimic, iar de foarte multe ori, cei care le cumpără fac suspect de rapid profituri de milioane de euro. Nu știu cum se întâmplă câteodată moștenitorii reali se judecă 20 de ani și nu primesc nimic, dar dacă apelează la un asemenea specialist, în câteva săptămâni s-a rezolvat problema. Specialistul ăla probabil că dispune de o competență deosebită care îi permite să îi se deschidă ușile prin instituțiile statului român. Părinții Alexandrei s-au lovit 16 ani de porți închise. Deși sunt moștenitori de drept ai unei mari familii boierești, nu reușesc nici cum să-și intre în drepturi. Femeia nu vrea să dea nume, însă știe exact cine sunt cei interesați de această avere, evaluată la peste 100 de milioane de euro. Și mai ales a simțit pe pielea ei presiunile făcute de acești indivizi pentru ca dosarul să fie vândut. Amenințarea a fost, dacă nu faceți cu mine sau dacă nu faceți așa, conform unui aranjament anume, nu mai faceți nimic. Și am să ne grijă cum să nu faceți nimic. Și chiar n-au făcut. Proces după proces, calitatea de moștenitori le este contestată, iar arhivele la care au apelat refuză să le elibereze documente pe motiv că nu există. În general, primăriile nu fac eforturi să te ajute pentru că mereu spun că sunt cu mâinile legate, că arhive în general nu sunt. Și pe unde au luat foc, nu mai sunt acte. Și pe unde sunt acte, tocmai au fost inundate. Și unele acte, noi le-am găsit, le-am văzut, le avem, dar avem în același timp răspuns de la arhivele statului că aceste acte nu există. Și mi se pare strigător la cer. Unele acte la arhivă de care unii au nevoie apar sau se fabrică, iar
cele de care unii n-au nevoie și nu vor ca ele să apară niciodată. În ultimii 20 de ani, multe dintre aceste arhive au fost distruse sau jefuite, tocmai pentru ca documentele originale să nu apară vreodată în instanță. Un notar ne-a explicat cât de complexă și de eficientă e această mafie, care a cuprins atât arhivele primăriilor, cât și pe cele ale judecătoriilor. Erau niște meseriași, domnule. Furau și dosarul și rupeau și firea din evidență ca să nu se mai descopere nimic. Îi învățau oameni instruiți care stau în spatele lor, domnule. Oameni din sistemul notarilor, al avocaților, al arhivarilor, sunt informatori care au avut acces la informații și pe vremea comunismului și au acces și acum. Și ei au putut face aceste construcții mafiote. Și tot el ne spune că, de fapt, documentele dispărute sunt puse la păstrare de personaje care așteaptă momentul potrivit ca să înceapă procedura de revendicare a unei averi care nu le aparține. Să vă dau niște exemple. 60% din arhiva de la Buftea a notariatului de stat a dispărut, domnule. A dispărut o arhivă închisă într-un apartament. Unde? În Ilfov? Hai să fim serioși. Până în momentul în care a fost preluată arhiva și organizat totul, judecătoria aia a fost carne de tun, dumneavoastră legi. Au oameni foarte inteligenți și profesioniști cu care lucrează și care sunt plătiți gras să facă falsurile. Uitați-vă la toate scandalurile privind retrocedările pe marile familii. Au închis cercurile pe fiecare tulpină. Unul dintre cele mai mari scandaluri este legat de familia boierului Movilă, a cărui avere uriașă, formată din 10 de imobile în București și sute de hectare de teren pe litoral, a ajuns în 2000 pe mâna unor oameni care nu aveau legătură cu moștenitorii. Când au intrat pe fir procurorii DNA, au descoperit implicarea unor funcționari corupți din primăria Constanța. În dosar sunt acum nume grele: primarul Radu Mazăre, Cristian Borcea, fost acționar al echipei Dinamo și apropiații ai acestora. În 2011 însă a apărut o nouă plângere penală în care se arăta că a existat un moștenitor venit tocmai din Franța, care pe baza unor acte dubioase e pe cale să intre în posesia unei părți din averea Movileștilor. După investigația care am făcut-o eu toată, am văzut despre ce e vorba. 77 de hectare, 10 apartamente în piața Rosete, încă o casă de 600 de metri plus 550 de metri de teren la Cismigiu, mai are la Borsec încă 120 de hectare de pădure plus o casă de vacanță. Gheorghe Dumitru este intermediarul care s-a ocupat de această cerere de retrocedare, dar s-a oprit din cercetări în 2010 când a descoperit că francezul vroia să folosească acte false ca să rămână unic moștenitor. Această înregistrare, făcută acum 3 ani, arată că, până la urmă, francezul a găsit portița pentru rezolvarea problemei. Un om cu relații la primăria Constanța, care urma să depună la dosar niște documente ajutătoare antedatate. Trebuie de spus că de... eu nu pot să depun. Acum, imposibil să știu. Și eu n-am putut să depun. Știți bine că nu. Ideea a fost ce-am vorbit noi ultima dată. A fost vorba că eu pot să răpun la dispoziție niște fotocopii după așa și pe urmă ea să va găsi dacă trebuie să ne unde trebuie. Avocatul mi-a spus, tu nu faci nimic cu mâna ta, adică nu scrii tu chestii. Că dacă scriu eu chestii și le semnez, mai bine plec de pe acum. Nu scrie pe aceea și cine a băgat-o, cine are interes, cine are interes. Vom fi mai legați decât vă imaginați. Acum ar fi bine să rămână treaba asta în cadrul ăsta. Nu mai știu 100 de alte persoane de căile astea. În interesul tuturor, pentru că vorbesc de mine și de dumneavoastră. Avocatul meu mi-a spus că s-ar putea o parte să fie pe la fondul proprietății. Dacă nu este bine introdus, lucrurile pot merge foarte prost. Sunt bine introdus, dar nu să fie la fondul proprietății. Și s-a rezolvat. Păi au făcut o notificare falsă, antidatată, pentru acest teren. Și a trecut în toate comisiile, eu știu cum a trecut, că alții așteptă 25 de ani. Dar am făcut-o în aprilie 2011. Cred că nu puteți să-mi spuneți mie că astea s-au făcut fără bani. Nu, asta e... Să fim serioși. Oricare ar fi explicația, e cert că francezul a intrat în posesia unui dosar care arăta că e unic moștenitor pe 77 de hectare de teren în Constanța, după care a vândut actele unor mari jucători pe piața imobiliară care i-au promis 2,7 milioane de euro de îndată ce retrocedarea va fi aprobată la fondul proprietatea. L-am vizitat pe unul dintre cumpărători, omul de afaceri Sorin Vișenescu, să aflăm cum s-a putut soluționa acest dosar complicat în doar 6 luni. Ăștia au depus notificare și pe 10 și pe 10. Și au depus-o, presupun că în termen... Vor să soluționa dacă nu era în termen și dacă nu era în termen. Ce totul iau ei? Eu după aia am intervenit și am găbit lucrurile să ajung pe altul, mai să dau notificările de 20 de ani pe acolo. Cum se întâmplă?
Deci eu am cheltuit bani mulți cu asta, știți? Dosarul e la proprietatea, la dispozitivie, de multă vreme la dispozitivie, în instanță, pentru a-i forța pe aia să dea, vânatul-i vâna de mult. Asta vreau să înțeleg. Adică terenurile boierului Movilă sunt pe cale să ajungă la cine a știut să se descurce. Când toate aprobările vor fi date, moștenirea va putea fi vândută pe o sumă fabuloasă. Valoarea între 25 și 35 de milioane de euro. Gheorghe Dumitru susține că mizele uriașe din dosarele de retrocedări l-au făcut de-a lungul timpului ținta unor presiuni. Amenințări foarte mari, prin interpuși. Să dau un exemplu așa, că s-ar putea să-mi pierd efectiv, să te lichidezi. Dacă am curajul să vorbesc. Și uite că chiar am curajul să vorbesc. Și să mă lichideze din alor care vor. Și tot mizele mari explică de ce în astfel de afaceri ajung să fie implicați și funcționari publici care ar trebui să fie imuni la orice tentație. Un astfel de caz ar exista în Oradea. O grupare infracțională care are ramificații în primăria Oradea, în jurul Comisiei de Aplicare a Legii Fondului Funciar, dar surpriza cea mai mare a fost să descoperim că una dintre persoanele care fac parte din acest grup infracțional este un ofițer al DNA, Serviciul Teritorial Oradea. Mai precis, spune fostul procuror, ar fi vorba despre Mihai Ogbarski, un comisar care a descoperit business-ul cu terenuri în urmă cu 8 ani. Încă din 2005, domnul ofițer era în perioada respectivă încă la Serviciul de Investigare a Fraudelor din cadrul Poliției Bihor, începuse să prinde gustul operațiunilor comerciale din domeniul fondului funciar. Între timp a fost promovat la Serviciul Teritorial Oradea al Direcției Naționale Anticorupție și aici a păstrat acest apetit pentru astfel de afaceri. Ogbarski și colaboratorii lui ar obține ilegal informații confidențiale de la membrii Comisiei Funciare, cu ajutorul cărora identifică terenuri revendicate. Îi conving pe moștenitori să vândă la prețuri mici, după care sunt ajutați de funcționari corupți să primească la schimb terenuri mult mai scumpe. Dacă ei plăteau 3-4 euro, vindeau apoi cu 100-150 de euro, deci era o afacere foarte profitabilă. Cea mai recentă tranzacție de acest gen s-a înregistrat în 2012, când comisarul DNA și un coleg de serviciu au cumpărat cu 10.000 de euro un teren de 3.000 de metri pătrați în Oradea. Cele două moștenitoare de drept susțin însă că ar fi vândut pământul supuse la presiuni foarte mari. V-am spus că Cucioni a amenințat că dacă nu, atunci poate să dea afară pe ea din casă și să ia banii ăia. Eu am vrut să cer mai mult și ei nu sunt de acord, că ce și eu, și că trebuie să o dea afară din casa pe persoana respectivă. Cine a zis, domnul Ogbarski sau domnul? Amândoi. Femeile spun că ar fi fost duse cu forța și fără prea multe explicații la birourile notariale, unde n-au știut ce semnează. Vă e teamă de ei? Da, sigur. Sigură, vă dați seama că n-am pe nimeni. Asta mai vrut pentru mine. M-a dus aici pe pan afară să semnez și una, două, repede, gata, nu mai avem probleme cu dumneavoastră. Dar i-am crezut că totuși sunt oamenii legii, nu că doar procuror la DNA, dar nu, eu un om simplu, nu? Prostește oamenii, deci, altceva nu pot să spun. Și proștii, am fost nevoiți de bani, nu? Că soțul și a fost jumătate mort. Cred că știți ce înseamnă să umblă la medic cu cancerul, nu? Ofițerul DNA ar fi avut toate informațiile de la un angajat al primăriei Oradea, care știa, cu mult timp înainte de a fi aprobate revendicările, ce suprafețe de teren urmau să fie retrocedate. M-a întrebat de unde știți că avem, zis că de la primărie. Dar de vreo 5 ani tot umbla la noi, tot umbla, că dăm, să dăm, să dăm. Dar zic, domnul, ce să dăm dacă din moment nu avem? Nu, pământul ăsta nu există. Nu-i bai că ei rezolvă ca să primească unde vor. Cine știe cu ce șmecherie sau ce știu cum a aranjat sau ce-au făcut, că trecut intravilan, că aia au fost extravilan. Spun acolo, lângă aeroport, acolo ceva pădurice, acolo. Și se pare au reușit. După ce au luat pământul de 3.000 de metri pătrați din extravilan, cumpărătorii au făcut un schimb. Și
și au fost împroprietăriți prin hotărâre judecătorească pe un teren intravilan, într-o zonă bună a orașului și, prin urmare, cu o valoare de piață de 10 de ori mai mare decât cea inițială. O afacere pe cât de profitabilă, pe atât de ilegală, susține fostul procuror, mai ales că acest teren scump fusese revendicat de către adevărații moștenitori, însă instanța le-a refuzat dreptul la împroprietărire. A înțeles legislația, a înțeles practica acestor comisii de aplicare a fondului funciar și atunci n-a făcut decât să le aplice în interes propriu. Cei din Comisia de Aplicare a Legii 18, mai ales în condițiile în care deja colaboraseră prin furnizarea acestor informații, erau influențați de autoritatea funcției celui care vizase terenul respectiv și atunci, la solicitarea acestora, li se dădea titlul de proprietate exact pe aceste amplasamente vânate de ei. Astăzi, angajații primăriei Oradea se spală pe mâini și spun că ei n-au făcut decât să pună în practică o decizie judecătorească. Aceste solicitări sunt făcute de regulă prin instanță și instanța pronunță o sentință care este definitivă și irevocabilă și atunci comisia nu mai are niciun atribut. Dumneavoastră aveți încredere în colegii noastre? Nu știu dacă aș putea să vă răspund, dar trebuie să avem încredere în alții. Lucrăm împreună în ară. Angajata primăriei se plânge că la judecătoria Oradea au loc deseori situații cel puțin ciudate. Unii petenți doreau un anumit complet. Se introduc dosare 2-3 până ajung la un anumit complet, după care celelalte se retrag. Sau dacă cumva dintr-o eroare ajunge să fie judecat, se oprește acolo, nu mai fac recurs, nu se mai întâmplă nimic. Faptul că ofițerul DNA se ocupă de afaceri imobiliare suspecte a fost subiect de presă încă de acum 5 ani, dar măsuri n-a luat nimeni. Ciudat, având în vedere că numele lui apare în declarațiile mai multor oameni care susțin că Mihai Ogbarski l-ar fi vândut terenuri printr-un intermediar. Aceleași acuze sunt formulate și de un notar din Oradea, potrivit căruia comisarul ar colabora în aceste afaceri, inclusiv cu soția lui. L-am contactat pe ofițerul DNA ca să-l întrebăm cum a ajuns implicat în aceste tranzacții imobiliare, însă a refuzat să ne răspundă la întrebări. Numele dumneavoastră apare în mai multe tranzacții imobiliare. Acum, nu știu, dumneavoastră aveți o agenție imobiliară sau? Pentru că există o sesizare, nu am cum să fac niciun comentariu în acest sens și mai mult nu pot să vă dau detalii, lăsând totul în seama autorităților statului. Teoretic, după ani lungi de lacune legislative, autoritățile române vor avea în curând o lege nouă prin care să împiedice pe unii să se mai îmbogățească pe spatele moștenitorilor de drept. În ultimele două decenii, mafia retrocedărilor a fost atât de prosperă încât, potrivit fondului proprietatea, 1000 de samsari imobiliari au câștigat aproape 2 miliarde de euro, mai mult decât cei 26.000 de urmași legali la un loc. Practic însă, istoria recentă ne arată că în România legea nu e o piedică în calea îmbogățirii rapide și suspecte, mai ales când ai de partea ta o armată întreagă de funcționari corupți, un sistem birocratic greoi și un stat slab.